Slavă Sfintei și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăimi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
ușa. Dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășul ne va afla. Purul nu vine decât numai să fure, să junghie și să piargă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-mi doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl. Și eu cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staunul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Frică și cu putremur ca niște robi netrebnici. Umilința aducem acum mulțumire milostivirii tale pentru binefacerile ce ai dăruit bisericii tale și preasfințitului părintelui nostru Ioachim Băcăuanu, episcop vicar al eparhiei noastre. Și ca pe Domnul și Stăpânul și Făcătorul nostru de bine te slăvim, te lăudăm, îți cântăm și te preamărim. Și înaintea ta căzând, iarăși mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și ai învrednicit cu milă a le vedea împlinite, așa și de acum înainte predicește a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproape și în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Izbăvește, Doamne Dumnezeu nostru, țara aceasta în care se preasăvește preasfânt numele Tău, orașul acesta, pe preasfințitul episcopul nostru Ioachim Băcăuanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Macăului, și pe toți cei ce s-au adunat spre slava și mulțumirea proniei tale cele sfinte și apără de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște. Și învrednicește totdeauna mulțumirea aduce cele prea bune Andrei și a cântație și cerului fără de început al tău Părinte și Bunului și de viață Făcătorului Duh, Dumnezeului celui închinat și slăvit într-o ființă. Slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului de bine, în vecii vecilor. Amin. Și-a fi
păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Preasfinția voastră, preacucernici părinți consilier, protopop, inspector, preacucernici părinți, stimate domnule primar, stimate domnule inspector general, frați credincioși, Mântuitorul Hristos, vorbind despre biserica pe care a instituit-o pe crucea de pe Golgota prin sfânt și scump sângele său, a comparat-o, folosind o metaforă, cu turma de oi în fața căreia merge păstorul cel bun. Și a spus despre sine: eu sunt păstorul cel bun. Mărturisim că a fost trimis pe Tatăl pe care îl cunoaște și a venit în lume pentru a-și da viața pentru oile sale pe care le cunoaște și le cheamă la mântuire. Le cheamă în împărăția lui Dumnezeu, împărăția sa cea veșnică. Turma sfântă, biserica, organizată în cadrul bisericii, dăinuie până la sfârșitul veacurilor. Iar Mântuitorul Hristos, Întemeitorul, s-a înălțat la cer, venind rânduiala cea din veac și tainic ascunsă, însă a lăsat să vizualizeze prezența sa în lume pe ierarhii, care prin punerea mâinilor preoției a Sfinților Apostoli au fost rânduiți să păstorească turma, cum zice Apostolul Pavel, încredințată spre mântuire. Așadar, și astăzi folosim metafora turma și păstorul. Noi, în biserică, astăzi, cei prezenți la taina Sfintei Liturghii și care suntem și mădularea ale trupului tainic al lui Hristos și o parte din păstoriții din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, turmă încredințată de Dumnezeu spre păstorire pe Sfințitului Arhiep Bacăuan, am venit astăzi pentru un moment festiv, minunat, înălțător și care ne face conștienți mai întâi de toate de trecerea timpului nostru și de importanța vieții pe pământ. Am venit în Sfântul Ocaș, acesta, Catedrala Episcopală, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că astăzi păstorul cel bun, Preasfințitul Episcop Ioachim Bătăuan, își aniversează ziua de naștere. Preasfinția voastră, mulțumim lui Dumnezeu pentru că a rânduit pe scaunul vladicesc de la Roma un păstor pe care noi îl numim Păstorul cel Bun. În Evanghelia de astăzi, de la Tatăl Sfântul Evanghelist Ioan, am citit cuvintele: Păstorul cel Bun își pune viața pentru oile sale. Nu este vremea picoanelor, a luptelor cu, știu eu, ce influențe din afară, celor care să intre ca lupii, care să sfărâme și să frământe turma lui Hristos. Dar sunt și astăzi încercări, iar viața Preasfinției voastre ca păstor este pusă spre slujirea turmei încredințată de Dumnezeu. Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Cu timp sau fără timp, Preasfinția voastră coordonați activitățile pastorale, misionare, culturale, social-filantropice, administrative și de toate cele rânduite de către Sfântul Sinod prin atribuțiile ce vi le-au încredințat datorită vârstei înaintate a Preasfințitului, înalt Preasfințitului Părinte Episcop, Arhiepiscop Ieftimie și de 13 ani de acum, scaunul vladicesc de la Roma va fi implicat în activitățile mergând în fruntea oilor. Este interesant faptul că citind astăzi Evanghelia aceasta mi-a trecut prin minte câteva cuvinte, câteva gânduri de meditație. Oile cunosc glasul păstorului.
În ce fel, la modul real, cunosc oile glasul pastorului, există într-adevăr un limbaj, un limbaj gestual, o mimică, eu cred că se referă la faptul că oile cunosc păstorul încredințate și încrezătoare în faptul că păstorul își duce turma la pășunea cea îndelșugată pentru a le hrăni și le urmează crezând sau încrezându-se. Acesta este limbajul. Limbaj pe care de altfel noi, ca teologi, ca oameni care gândim, ca păstori, ca teologi în sensul nu cu pregătire teologică, ci în sensul de colaborator și ca cei care comunicăm prin rugăciune cu Dumnezeu, înțelegem glasul și limbajul păstorului, care nu este altă decât încredințarea că păstorul, adică preasfinția voastră ca și episcop al nostru, mergeți și coordonați, în primul rând, exemplul personal oferindu-l nouă, ca și Mântuitorul Hristos, care se adresa oamenilor și spune Evanghelistul, și deschizându-și gura sa, îi învăța zicând, asta presupune că el, învățătorul și Domnul, îi învăța tăcând. Așa și noi, păstoriților, sau oilor care mergem după păstor, înțelegem limbajul pe care preasfinția voastră, prin exemplul personal, ne-l oferiți. Și ne aducem aminte cu plăcere în această zi de anii de trudă, de după 2000, când v-ați implicat în activitatea culturală mai întâi de toate, hrănind turma cu Cuvântul lui Dumnezeu, înființând revistele Cuvântul care zidește, interesant și sugestiv, titlul pe care l-ați acordat acelei reviste, care n-a durat decât vreo 4 luni de zile, pentru că s-a transformat în Cronica Romanului, în care s-au menționat și se menționează și astăzi că aceasta apare un ar prin purtarea de grijă și prin activitatea de la Centrul Cultural al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, hrănind pe cei care au timp să citească, mai întâi de toate hrănindu-i cu acel editorial pe care vrea Sfinția voastră să scrieți la începutul acestei reviste și apoi cu celelalte cuvinte de învățătură sau informații atât de necesare vieții noastre în biserică. Apoi, sub aspectul grijii pe care o purtați lăcașurilor de cult, sunt atâtea de spus, cred că numai despre asta ne-ar trebui cel puțin o jumătate de oră pentru a mărturisi câte șantiere coordonați și câtă grijă purtați, în mod special pentru terminarea Catedralei de la Bacău, care este la ora actuală una dintre emblematicele lăcașuri de cult din Patriarhia Română. Nu mai vorbim de activitatea pastorală misionară în care vă implicați și coordonați activitatea celor care sunt implicați în latura asociat filantropică. Când aveți ca paradigmă din discuțiile pe care le avem preasfinția voastră de episcopul Melchisedec, vrednicul academician și om de cultură, care a stat pe scaunul de la Roman și care, purtându-i un respect și o prețuire aleasă, ați avut inițiativa de a lupta chiar cu statul, purtând acele procese de retrocetare a patrimoniului pe care l-a lăsat din testament, înființându-se două centre sociale cu finanțare europeană și nu puțin bani, peste 7 milioane de lei care au venit și care au contribuit la refacerea, reclitorirea Fundației Melchisedec. Nu mai vorbim de reclitorirea centrului eparhial, în care noi ne desfășurăm activitatea în birouri acum, care ne onorează și care ne și obligă. Sigur că, sub aspect social, ne bucurăm de faptul că centrul de la Hârja și centrele înființate și coordonate de sectorul social de preasfinția noastră sunt pentru noi o carte de vizită, așa cum o numiți preasfinția voastră, pentru activitatea misionară din eparhia pe care o coordonați. De aceea, sigur că și alte multe lucruri pe care nu-mi vin în minte acum magazinele de obiecte bisericești și capelele în care se pun la dispoziția credincioșilor, dacă mă gândesc și care mă bucură în mod deosebit, liturghiile, Bibliile și cărțile de rugăciuni,
icoanele și obiectele de slujbă care sunt puse la îndemână și care mă fac să cred că sunt bucuroși credincioși și de faptul că au posibilitatea să se apropie de Dumnezeu și sub acest aspect al cunoașterii, al informației. Sigur că spunem cer pentru cele pe care nu le pot enumera acum, fie din cauza că mă gândesc că timpul este scurt și nu vreau să abuzez de răbdare nimănui, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că astăzi sunt onorat să pot adresa un cuvânt de felicitare către ierarhul meu de suflet, Preasfinției voastre, Preasfințită Părinte Ioachim Băcoa. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ați rânduit ca de așa manieră administrația de la Roma, în care mă simt onorat să fiu coleg cu părinții protopop, părinții consilieri și inspectori, care vă sunt de ajutor în activitatea administrativă a eparhiei pe care o coordonați. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că oameni de suflet, care sunt și coordonatori ai instituțiilor de frunte, cum este domnul profesor Laurențiu Laureanu, primarul municipiului, cum este domnul profesor Viorel Stan, inspectorul general, și alți domni prezenți, și alte doamne, și credincioși, și maici care înțeleg mesajul pe care îl transmiteți, gândul cel bun și dorința de unitate. În Părintele Exarh citea în catisma de astăzi de la Sfânta Liturghie că acolo unde este unitate, binecuvântarea lui Dumnezeu se coboară și viața până în veci. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că Preasfinția voastră vă puneți viața pentru oile pe care vi le-a rânduit spre păstorile. Și rugăm să vă dăruiască sănătate, să vă dăruiască putere, înțelepciune și liniște, și răbdarea, și puterea de a ne ierta, pentru că de multe ori greșim cu sau fără voie. Puterea de a ne înțelege și de a ne coordona. Vă mulțumim pentru exemplul pe care ne-l dați de rugăciune și smerenie. Și rugăm pe Dumnezeu să vă întărească și să vă ajute să urcați și la locul acela de mântuire și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu mulți și fericiți ani. La mulți ani, Preasfinția voastră! Preasfințitului Părintelui nostru Episcop Ioachim Băcanul, dă-i Doamne viață lungă în pace cu sănătate, bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului Evangheliei și călăuzirea poporului credincios pe calea mântuirii și-l păzește în Părintele Protopop de la Mărău și Părintele Protopop de Mărău, 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 Părintele Protopop de Mărău,
Preasfinția voastră, Părintele nostru Episcop al Eparhiei Romei și Bacăului, vreau să vă spun că am venit cu multă bucurie și cu sufletul deschis astăzi în Catedrala Episcopală de aici, de la Roma, într-o zi deosebită ca în fiecare an și gândeam în timp cu citirii Evangheliei, a predicii, într-adevăr că nu mai sunt acele poarte care îi invadau, care treceau hotarele, care furau, dar vremurile nu sunt mai ușoare. Se pare că trăim al treilea război mondial, dar nu un război al bombelor, al tancurilor și al bunurilor, ci un război financiar, un război greu, în care, din păcate, forța, puterea noastră la nivel mondial, a celor de aici, de la Roma, este prea mică să poată influența. Dar, în schimb, vreau să vă felicit și să vă mulțumesc pentru a aduce pacea într-un alt război. În războiul cel dintre noi, a oamenilor, pentru că, dincolo de criza economică, de criza financiară, un război al relațiilor interumane, al comunicării, a început să slășluiască. Dar, așa cum vă știu și de fiecare dată, prin cuvântul, prin binecuvântarea, prin aducerea păcii între noi, ați fost un factor și sunteți un factor de stabilitate. Sunteți un echilibru și pentru acest lucru vreau să vă mulțumesc în nume personal. Dacă municipiul Roman a trecut de-a lungul timpului prin diferite crize, prin diferite evenimente nedorite, inundați, furtuni, înzăpeziri, incendii care ne-au măcinat și timpul și sufletul, ați fost mereu alături de noi și pentru acest lucru vreau să vă mulțumesc. Eu cred că dacă am trecut mereu cu fruntea sus și dacă am reușit să izbândim și dacă am reușit față de multe alte orașe și alte județe să trecem într-o stabilitate și într-o relaționare bună, iar concurarea marii familii romașcane să aibă loc aici la Roma, aveți un rol important și pentru acest lucru de asemenea vă mulțumim. Cred că parteneriatul pe care îl avem, episcopie, primărie, parteneriatul cu romașcanii noștri, deschiderea, înțelegerea și cuvântul cel bun venit de la păstorul cel bun, nu poate decât să fie o bucurie și o speranță pentru noi că și în viitor, cu ajutorul Dumnezeu, al faptelor și al cuvintelor Preasfinției voastre, vom putea să trecem demn, cu sufletul deschis, cu credință în Dumnezeu și cu grijă pentru romașcanii noștri. Dumnezeu să vă păstreze sănătos, puternic, alături mereu de fiecare dintre romașcani, de fiecare membru și credincios din Eparhia Romanului și Bacăului, să ne trăiți într-un mulți ani și cu această ocazie vă rog să-mi permiteți să vă acordăm diploma aniversară Preasfințitului Ioachim Băcăuanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu prilejul zilei de naștere, cu prețuire și respect din partea autorității administrației publice locale. Semnează primar Laurențiu Dan Leoreanu, astăzi 29 martie 2013, doar cu câteva ore înaintea sărbătoririi a primei atestări documentare a municipiului Roman de la 1392. Iată deci că lucrurile nu sunt la voia întâmplării și merg mână în mână și suflet lângă suflet. Să ne trăiți și vă urăm la mulți ani, sănătate și bucurie, alături de diplomă, un buchet de flori și un cadou, atenție din partea noastră. La mulți ani, sănătate și bucurie tuturor celor prezenți. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar, pentru că sunteți mereu în comuniune cu noi și mai ales la aceste momente festive din viața Arhiepiscopiei noastre. Făceam mențiunea faptului că între cei prezenți se află și domnul inspector general, domnul profesor Viorel Stan, însoțit de domnul inspector Dinsa Maria. Domnul profesor a pregătit un buchet de flori, dar și un gând bun. Vă invităm, domnul inspector general, să ne transmiteți și nouă gândurile și sentimentele pe care le aveți în aceste momente de aniversare. Preasfinția voastră, preacurcenești părinți, domnule primar, pentru mine este un moment cu totul deosebit să mă găsesc aici. Și asta din cauza că întotdeauna m-am considerat un fiul
duhovnicesc a preasfinției voastre. Vă aduc salutul, plin de respect și având recunoștință, salutul inspectoratului școlar și prin acesta salutul plin de respect al tuturor cadrelor didactice din zona Eparhiei Română și Bacăului. Dar, de fapt, nu vreau să spun acest lucru, vreau să spun altceva. Vreau să mă adresez omului, omului pe care îl respect și care îi spun cu cea mai bună situație la mulți ani. Mulți, mulți ani să fiți alături de noi, să vă ajutați așa cum întotdeauna știți foarte bine, v-ați ajutat și v-ați înțeles cu adânc respect. La mulți ani! Inspector general, profesor și mai ales rămașan de suflet în cadrul urmei noastre de Bușantinea. Bugetul de FDOR, care este urmat și de Părintele Director al Seminarului de Biserică Ștefănescu și apoi și Părintele Ciocan Petrone. Mulțumim tuturor care sunt prezenți și pentru că este un moment, o sărbătoare, pentru că este în ziua în care preasfinția voastră trăiți cu multă bucurie. Preasfinția voastră, noi v-am oferit flori și gânduri de recunoștință, dar în același timp vă și cerem ceva. Vă rugăm din toată inima să ne binecuvântați și să ne adresați cuvântul de învățătură și binecuvântare. Cuvântul pe care întotdeauna îl așteptăm de la Preasfinția voastră pentru ca noi să căpătăm putere în activitatea la care ne-am angrenat și ne-ați solicitat atenția și munca noastră. Vă rugăm, Preasfinția voastră, binecuvântarea să transmiteți la microfonul. Dacă este greu ca să antamez un cuvânt acum pentru a face o sinteză a ceea ce s-a spus, pentru Biserică, în general, pentru Arhiepiscopia noastră și în mod special pentru mine în această zi aniversară. Acum când mă găsesc într-o mulțime de flori, este greu ca să adulmec și să disting parfumul fiecăruia din florile acestea, pentru faptul că vă văd pe fiecare din cei care ați venit cu dragoste să ne înconjurați în această zi solemnă din viața mea. Mi-am pus o întrebare în timp ce erau derulate evocările frățiilor voastre, ale preacucericiei voastre, Părinte Picar, ca din partea Centrului Eparhiar și a preoților și colaboratorilor noștri de la Centrul Eparhiar, ale domnului primar care reprezintă municipalitatea, evident că, în mod deosebit, are domnul inspector general în Inspectoratul de Învățământ al Județului Neamț, pentru faptul că s-a simțit aici, prin domnia sa și prin doamna inspector, prezența profesorilor noștri de religie din școală și școala în general care pregătește fiii și fiicele bisericii noastre sau societatea noastră de astăzi și de mâine. Deci aceste flori reprezintă, zic eu, dragostea frăților voastre și totodată angajamentul alături de mine pentru ca să purtăm mai departe sarcina care ne este rânduită nouă de Dumnezeu prin oameni sau de societate. Dacă acum știu eu, să zicem, doar 20-25 de ani, ca să mă raportez doar la jumătatea vieții care am trăit-o pe acest pământ, dacă eram cumva, știu eu, prin pădurile Sihăstriei, unde am început viața monahală. Sau știu eu, o altă persoană, poate anonimă, în ochii oamenilor, nu știu dacă ați fi venit la mine să-mi fi adus atâtea flori, să-mi fi adus atâta cinste.
Pentru faptul că eram și eu, cum spune francezul, un meșteșug de moment. Și nu m-ați fi găsit. Și m-am întrebat de ce tocmai mi-ați dat atâta onoare astăzi, pentru ziua mea aniversară, căci în anii din urmă vă mărturisesc, nu știam câteodată într-un an când era 29 martie. Fie că eram în examene la facultate de teologie sau la seminar, fie că eram la mănăstire, angajat cu ascultările și corvezile care le făceam pe acolo. Deci, uneori, vă mărturisesc că nu știam când trecea această zi. Dar acum, parcă nu mă mai pot ascunde și poate că cuvântul Părintelui Vicar și mai curând Evanghelia lui Hristos mi-au dat răspuns la această întrebare, la acest chestionar care mi l-am pus. Pentru că astăzi, frățiile voastre, nu ați venit să cinstiți persoana care în sine, care împlinește o vârstă oarecare, aproape 60. 59. Cred că nu ați venit numai decât pentru asta, ci ați venit să cinstiți și să onorați darul pe care mi l-a conferit Biserica, care nu l-am luat eu, ci pe care Dumnezeu mi l-a încredințat mie. Și pentru aceasta primești cu dragoste și admirație dragostea frăților voastre exprimată prin florile acestea care parcă au înflorit toate pentru mine în mod special asta. Deci nu cinstiți numai decât persoana, ci doar persoana purtătoare de un mandat, de un dat ontologic pe care i-a dat Dumnezeu când l-a încredințat. Și dacă păstorul cel bun la care m-am angajat sunt eu, atunci evident că trebuie să fiu, așa cum s-a spus, cu Părintele Vicar a evocat, în stare de jertfă. Ierarhul trebuie să fie permanent în stare de jertfă, trebuie să se ude pe sine și să facă totul pentru Dumnezeu, pentru păstoriții săi, pentru, așa cum se spune metaforic, oile încredințate sau turma cuvântătoare încredințată spre păstorie. Și trecând la această demnitate, încercând să pătrund în abisul insondabil al datului ontologic care mi s-a conferit a fi păstorul cel bun. Zic eu cel bun, că așa ne-a creat și ne-a dedicat Hristos. Ne-a fierosit să fim buni. Pentru faptul că Hristos ne-a predestinat să împlinim binele. Deși predestinația nu este numai decât un argument în teologia ortodoxă. Să fim buni. Și în ziua aniversare trebuie să facem așa cum ați făcut frățiile voastre pentru mine, o catalogare a împlinirilor care le-am făcut în acest mandat sau în această demnitate la care m-a chemat Dumnezeu. Și eu îmi pun problema. Oare sunt păstorul cel bun? E bine, evaluarea aceasta, frăție voastră, ați făcut-o parte. Iar în această zi aniversară mă gândesc că și mă rog în același timp, de aceea am fost în liturghie, să ne împărtășesc cu Hristos și acest gând și îl mai presez deschis. Dumnezeule, oare te recunoști Tu în faptele și în activitatea pe care eu o împlinesc în numele Tău, în acest ținut, în această eparhie. Oare sunt, așa cum ai spus Tu, păstorul cel bun? Sau sunt sarea pământului sau lumina lumii? Așa cum am fost încredințat și a fierosit să fim în această lume, Biserica lui Hristos. De aceea, ziua aniversară trebuie să fie nu numai pentru mine, care am o responsabilitate în Biserica lui Hristos, ci pentru fiecare să fie un timp al bilanțului. Sau să fie, mai curând, o rugăciune în care Dumnezeu să-ți dea să discerni
dacă ceea ce ai împlinit în numele Lui este bun sau rău. Și dacă ai concluzionat, așa cum concluzionez și eu în fiecare seară, într-un fel, ziua respectivă, dacă am împlinit cele bune sau cele rele, așa și la ziua aniversară, mă rog la Dumnezeu să întoarcă balanța în partea binelui. Pentru faptul că încercăm să facem binele și câteodată nu facem binele pe care dorim să-l facem, ci primim răul pe care nu-l dorim să-l facem. Așa că, în această zi, normal, de ziua de aniversare, mai întâi, mulțumim lui Dumnezeu și mulțumesc pentru darul vieții care l-a venit prin părinții noștri biologici, care nu mai sunt, s-au dus la Domnul. În al doilea rând, în această zi, de obicei, ar trebui fiecare să se ducă să mulțumească, să sărute mâna părinților, dacă mai sunt în viață, mulțumindu-le pentru grija care au purtat-o în această viață. Iar dacă s-au dus, să se ducă la mormintele lor, să facă o rugăciune de iertare a lui Dumnezeu sau să le cerem iertare pentru faptul că s-au ostenit și ei jertfele pentru a ne aduce pe această lume și ne-au educat sau au contribuit la ridicarea noastră ca oameni societate. Sper să o fac asta. În al treilea rând, vă mulțumesc și dumneavoastră, colaboratorii mei, de la Centrul Eparhial, care ați venit să ne încurajați cu dragoste. Și tocmai în aceasta constă comuniunea noastră într-o dragoste a lui Hristos. Să rămânem într-o dragoste a Lui, mergând pe calea pe care El ne-a indicat-o, calea Evangheliei, către El. Și mă gândesc că în acest sens, în calitatea mea care o am, sunt și de aceea am acceptat într-un fel să fiu între frățiile voastre și să oferiți aceste semne sau premize ale dragostei voastre pentru mine, că într-un fel sau altul sunt părintele vostru. Pentru faptul că ierarhul sau preotul e părinte de două ori. Este părinte pentru fiii săi duhovnicești care ai, care îi ai la scaună de mărturisire și părinte pentru fiecare fiu și fiica eparhiei. Și în această calitate a mea mă gândesc acum când toți cei peste poate sau aproximativ 600 de mii de suflete care canonic aparține eparhiei romane și a Bacăului, mă gândesc ce responsabilitate am înaintea lui Dumnezeu ca părinte care mă va întreba unde sunt fiii tăi. Ce frumos ar fi. Așa cum suntem astăzi, să fim și noi cu toții întâmpinați în cer cu acei crini sau trandafiri floriți în rai, pe veșnicie de Dumnezeu care să ne primească și să se recunoască în viața fiecăruia dintre noi, voi ca fii spiritual în Părintele vostru duhovnicesc și noi în calitatea noastră de păstori care conduce, cum spune Hristos, turma către Împărăția lui Dumnezeu cea veșnică. Așa că iată, aceste gânduri mă animă în această zi care niciodată nu lipsește din Marte și din Postul Mare. Și pentru faptul că suntem în Postul Mare, tot ca Părinte duhovnicesc, vă îndemn părintește ca să purtați sarcinile unul altora, ca să primim legea lui Hristos. În al doilea rând, să fim împreună și să nu ne rătăcim că oaia cea pierdută și ajutați-mă, dacă vreți, fie clar și credincioși, ca să nu lăs pe cele 99 de oi în pustie să mă duc să caut pe cea pierdută, dacă se pierde vreo. Sau invers, să nu aștept într-o răbdare ca fiul risipitor să se întoarcă. Pentru faptul că ierarhul trebuie să știe când folosește praxis, adică acțiunea, sau când folosește răbdare. Mai degrabă, hai să lucrăm sinergic între o altă împreună, în dragostea lui Dumnezeu,
ca nimeni să nu se rătăcească și toți cei care se rătăcesc într-o manieră sau altă să ne rugăm pentru dânsi și ca Dumnezeu să-i înțelepțească și la cunoștința adevărului să vină. Cât privește timpul pe care îl trăim și locul unde ne-a rânduit Dumnezeu să purtăm sarcinile unii altora, evident că nu poate face abstracție din timpul universal și din timpul lumii acestea. Nu vedeți câtă greutate, câtă instabilitate, cât război de tot felul. Nu s-a spus că nu este război. Nu este poate cu sabie și cu arme, sunt timpul revoluției acestea. Dar este un război mai mare acum. Când noi nu ne mai recunoaștem ca persoane de comunie. Când celălalt a devenit un potențial dușman. Când noi râvnim avutul celuilalt dacă îl mai are. Sau când pur și simplu râvnim viața celuilalt în mod egoist. Asuprindu-l sau desconsiderându-l. Deci în această lume care a devenit labirintică, este nevoie de statornicie, de unitate, ca noi, ca ei, oamenii, văzând unitatea noastră în dragostea lui Hristos, lucrarea noastră sinergică într-o putere a Lui, e bine să vadă, văzând toate acestea, să slăbească și ei, împreună cu noi, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Trăimea, cea de ființă și nedespățită. Amin.